Ioan, capitolul 13, versetul 34. Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Ioan, capitolul 13, versetul 34. Amin. Să fim uniți prin tine. Iubirea ta, Iisuse, ne cheamă și ne adună să stăm în rugăciune cu toții împreună. Să fim uniți prin tine și să împlinim cuvântul. Să nu ne mai despartă nici cerul, nici pământul. Iubirea ta ne strânge pe toți în legământ. Să fim un singur trup, uniți prin Duhul Sfânt. Și fiecare în parte, slujind ca mădulare, cu dragoste frățească și inimi iubitoare. După pilda lui Iisus, doar aceleași simțăminte, să avem unii pentru alții și o dragoste fierbinte. Fiindcă ea acoperă sumedenie de păcate și greșelile făcute le acoperă pe toate. Ne luptăm lupta cea bună, cea cu duhurile rele. Și când lupți de unul singur, e greu de luptat cu ele. Dar ce har și ce putere, câtă binecuvântare, când alături de tine luptă întreaga adunare. Să slujim unii altora cu dragoste și iubire și uniți desăvârșit într-un gând și o simțire. Dacă frații au poveri, să le împărțim bucuros, astfel noi vom împlini legea Domnului Hristos. Revarsă-ți, o Iisuse, iubirea în adunare. Sfințește prin cuvântul tău pe fiecare. Pogoară-te, Duh Sfânt, tu inim să aprinzi și în lumina ta, o Doamne, pe toți să ne cuprinzi. Amin. Amen.